Bună dimineața, internet și frați peloponezi. Este ora 7 dimineață, este duminică și astăzi mergem să avem parte de prima experiență într-o mașină de raliu. Așa că haideți cu mine și o să încerc să vă spun mai multe pe drum. Avem de condus cam o oră până acolo și să sperăm că va fi vremea ok. Din ce am văzut nu va ploua, dar nu pot să avea încredere în vreme în Anglia. Sunt puțin cam somnoros, dar să înceapă ziua, să înceapă raliul. Frații mei peloponezi, am ajuns aici, sunt în mijlocul pustietății. Dar, uite un iepure pe acolo sau ce dracu e, pasăre. Dar am ajuns aici, trebuie să așteptăm până ora 9. Când va veni probabil cineva de acolo să ne ia. Momentan doar eu am ajuns. Cred că nu voi fi singur, evident. Văd că aici este o școală de raliu. Școala pentru piloții de raliu sau pentru cei care vor să devină piloți de raliu. Așa că, cu siguranță, nu voi fi singurul pentru că este duminică. Așteptăm aici și ne vedem înăuntru și o să întreb dacă pot să filmez. Am impresia că pot să filmez, nu cred că e o problemă. Și ne revedem după aia. Hai că am zis că sunt singur, dar nu sunt. Am mai venit vreo 4 mașini și te mai vine cineva. Mai un băiat aici lângă mine. Destul, cred că o să fim, adică e mișto așa când probabil e și competiția, ar fi mișto, cred, sau de fapt cred că așa am și citit, mai întâi facem niște cursuri, după care avem competiții între noi cum ar veni și care scoate timpul cel mai bun și câștigă. Adică gen ia o cupă sau ceva de genul ăsta. Bă, aștept, sunt așa nerăbdător cu chestia asta. Am și ceva emoții. Asta este mașina, cred că, cu care ne vom da. Asta e nebunia de mașină. Intrăm și noi acum. Facem înscrierea, toate alea, semnăm pe acolo. Cred că pe aici au fi traseu, oare? E posibil. Mamă, o să fie nebunie. Nebunie o să fie. M-am echipat. Sunt blană. Aici cred că deși toată lumea. Și cred că pe aici ne vom juca cu mașina. Și să înceapă distracția, să înceapă nebunia. Haideți cum e? Clutch. So when I say clutch, you put the clutch to the floor. Okay. Turn which way you want to go. Yep. And pull the handbrake. When you pull it, don't go like that and let go. Try and steer it. To keep it. Yeah. Just so it moves until you when it goes to where you want. When you finish with it, let it go, bring the clutch up and give it a rev. Okay. Yep, so the easiest way to describe it, turn, clutch, handbrake. Okay. You got it? Yep. Right, so I'll bob it in first. Yep. Give it a bit of a rev. If we go left here. Learning to drive this again. Yeah. Right, off we go. So if you head through the middle, yeah, so keep going at that speed, keep going. Yeah, so keep going, keep going. So when you get to this one, do the clutch, just pull the handbrake. There, see how it moves. So what we're going to do is try and make it move on them 3 points. So if you go again, go a bit quicker. Then. Wheel as much as you're turning it. Right, so what we'll do this time is we'll go a bit quicker. Right, so you got it? Especially throttle about halfway down. The throttle. Yeah, that's it. Yeah, I said it was like learning to drive, didn't I? Right, so this time, carry on. Yeah, this time go quicker. Go quicker than that. I'll shout away. Keep going. Clutch. Pull it. Now throttle it. Give it a rev. Yeah, so do this one if you want. So get to this one. So clutch, drop. That's it. There you go. That's the one. Right, so keep going to our. So clutch. You bring that one in as well. Slowly you'll go. Just keep going. Pull it. Now wait.
Mamă! Deci credeți-mă că este incredibil de greu, pentru că nu mai sunt obișnuit să folosesc ambreiajul. Și evident pe fiecare viraj trebuie să folosesc ambreiaj și frână de mână. Și este destul de greu, oricât aș încerca eu să contrabalansez, cum să zice, mașina, trebuie să mă folosesc de frâna de mână. Ceea ce pentru mine e ceva nou, având mereu mașini cu tracțiune spate și dacă fugi un pic de cur, doar o redresezi. Aici faptul că e și ud pe jos, cumva, nu știu cum să zic, cumva forțează și mai mult mașina să alunece. Și în momentul ăla trebuie să mă folosesc de ambreiaj și de frâna de mână. Ea a fost prima tură, mai încercăm să vedem cum va fi. Eu sper că va fi ok, acum, na. Oricum, e super șmecher feeling, frate, nu ai servodirecție, nu ai servofrână, mamă, deci e mașina pură. Greu. Steer a bit for you. Okay. So I'll shout everything to you all the time. Okay. On the first one, we'll just use first and second, so it's easier. Okay. Then we'll use third and fourth. No, okay. We'll use third anyway. Okay. You ready? Yeah. So keep your hands at the wheel, whatever you do. Okay. So give it a rev. Yep. Yeah, and off we go. Yeah. Right. So grab the second about now. Three second. Oh. That's the one. So keep going as you are. Shout it to you. So third's there. Oh, yeah. Okay, so pop it in first.
Yeah, give it a rev. Swerve it, just like that. Just make sure he moves. He seems to have stopped. Right, yep, so I'll put it in first. Where we go? Yep, so where we go? Grab second. Yep, so keep close to this one. Now speed up again. Now put it in third. După a doua rundă, mamă, doamne, sunt epuizat. Deci te rupe, frate, m-a spart. Acum, după cum am zis, am folosit și vitezele a doua și a treia. În prima fază am folosit doar treapta întâi de viteză. Ceea ce m-a deranjat foarte mult acum, faptul că m-am lovit de multe ori cu cotul de roll cage. Pentru că nu prea ai loc. Evident, neavând servo, trebuie să învârți de volan mereu pentru că el nu revine. Și, mamă, deci am o durere în brațe. Mamă, deci este incredibil. Acum înțeleg piloții de raliu. Bine, înțeleg pe toată lumea care pilotează sau care conduce în sport, în motorsport, pentru că știu că e foarte greu. Dar nu mă gândeam că e așa de epuizant. Și e greu, frate, pentru că eu n-am mai condus cu ambreiaj de ani de zile.
Am avut mai mașini pentru leneș și e destul de dificil să faci 7-8 lucruri atât, gen, spre exemplu, intri într-un viraj, intri a treia, trebuie să frânezi, să tragi una de mână, ambreiajul jos, să bagi a doua sau a întâia sau... Mamă, și cutia e sport, e foarte scurtă și evident că nu prea simți vitezele dacă nu ești obișnuit cu mașina. Mamă, deci sunt rupt. Oricum e senzație criminală. Cine are ocazia să se ducă la o astfel de experiență, un rally experience, chiar vă zic, duceți-vă că merită toți banii din lume. Deci toți banii din lume îi merită. Mai revin cu următoarea etapă. Se pare că acum vor conduce cei doi instructori, cei doi piloți de raliuri care conduc această școală și vor conduce pentru a plimba doi pasageri, ca să zic așa. Au plătit 20 de lire ca să se plimbe cu ei. Hai să vedem ce fel merg ăștia. Ăștia sunt meseriașii. Noi suntem amatorii. Hai să vedem. Între ultimii sunt 57, cine e mai prost ca mine? 58. Deci m-am descurcat, binișor. Binișor, s-a terminat și că totul.
Și timpul să plecăm acasă și vorbim pe drum. Gata, fraților peloponezi, am plecat de aici. Băi, este genial, fraților. Deci este genial, dar în același timp este genial de greu. Deci nu mă așteptam să fie așa de greu. Evident că n-am venit pentru timp sau chestii de astea, asta e ceva așa, doar să există o oarecare competitivitate între cei care fac, dar e genial. Deci nu mă așteptam. Destul de greu de controlat și fapt, nu știu, cumva faptul că nu ai servodirecție, cred că asta face cel mai greu de controlat, frate, pentru că vezi, ai instinctul de a te folosi gen cu o mână, bam bam de volan. Ei, aici o să îți dai seama că de fapt e prea greu de întors și tocmai tu stai încordat, te dor mâinile. Pe mine m-a încurcat foarte mult și faptul că am condus mai mașini cu două pedale până acum, nu mai mașini. În ultimii ani am condus mai mașini cu două pedale. Evident, M3-ul chiar dacă are o cutie SMG, adică care e secvențială, deci nu are nici aia ambreiaj, dar schimbi tu viteze, nu le schimbă când vrei, a? Nu te ajută foarte mult, adică e egal cu zero. Dar, băi, super, super șmecheră experiența, de super tare, nu mă așteptam. Mă așteptam să fie puțin mai soft așa, dar n-ai, genial. Și ce nu mi-a plăcut, faptul că, nu știu, ori n-am știut eu să stau în mașină, dar m-am lovit de multe ori cu cotul de ăsta zi, unde era roll cage-ul. M-am lovit de multe ori cu cotul în el, evident, încercând să manevrez mașina și faptul că ai multe comenzi, a treia, a doua, a întâia, frână de mână, ambreiaj, te pierd, deci nu... Nu știu, e greu de explicat în cuvinte, dacă nu o trăiești pe pielea voastră, e greu de explicat. Și credeți-mă că merită fiecare bănuț. Despre cost, aici în Anglia, chestia asta, eu am primit-o cadou de Crăciun, de la cumnatul meu, Robert. Ea costă cam 100 de lire, din ce am văzut, cam peste tot. Cei care sunteți în Anglia, să știți că găsiți astfel de carduri cadou în Morrison, cel puțin eu... Cumnatul meu l-a luat din Morrison's. Inițial, na, am fost cu el de mai multe ori zi acolo și i-am spus că aș vrea să mă duc. Sunt multe chestii care probabil o să vă ia ochii, adică gen să conduci câte un supercar, gen Lamborghini, nu știu, Ferrari, o grămadă de mașini astea foarte scumpe, de sute de mii, dar nu m-a atras pentru că evident genul ăla de mașini nu le poți conduce la limită. De obicei le conduci foarte la viteze foarte mici, pe niște circuite normale, dar na, linie dreaptă, un viraj, 2-3 și nu, timp de vreo 10 minute sau ceva genul ăsta. Și nu mă încânta foarte mult, dar experiența cu raliu e cu totul altceva. Deci este incredibil totul. Este incredibil. Și vă recomand să încercați, că nu aveți ce pierde și cu siguranță 100% mă voi mai întoarce aici și cu siguranță voi mai experimenta și uite, poate data viitoare îmi bat timpul. Oricum, faptul că cred că mi-a murit de vreo 2 ori motorul și am văzut că problema asta încă am avut-o toți de aici, pentru că, na, evident, v-am zis, foarte multe comenzi și de multe ori pierdeai ambreiajul. Tocmai de aia zmurea motorul. De obicei pe unde erau curbele astea foarte, foarte în scurt, ei ziceau tot timpul... Ei ziceau tot timpul ambreiaj, frână de mână, accelerație. Și te pierdeai, nu mai știai. Mai ales dacă erai gen a treia, a doua, trebuia să mai dai și să retrogradezi o viteză și na. Greu, frate, greu. Sunt așa entuziasmat, nu știu, probabil de-aia și vorbesc așa repede și încerc să cumulez toată experiența asta cumva. Dar vă recomand și, nu știu, sper să vă fi plăcut vlogul ăsta cu experiența asta. Nu știu când o să-l editez, pentru că e destul de mult de editat. Vreau să cumva să pun imagini concomitente și din înăuntru și din afară. O să văd dacă o să reușesc asta. Va fi mult de muncă la edit, dar nu e problemă. Face băiatul de toate. Așa că, frații mei peloponești, ce să vă zic, dați și voi un like, un share, un subscribe la video ăsta, nu uitați să vă înscrieți la concurs cei care sunteți șoferi pe camion și nu știu ce să mai zic,
asta e tot. Sper că v-a plăcut experiența mea la raliu și poate vor mai urma și altele, nu știu, să vedem. Toate cele bune, v-am salutat, eu am fost Adrian Cătălin, AK Tracker Boy. Pa!